La versetul 12, toți cei ce au păcătuit. O, ce cuvânt greu este acesta! Păcatul este fapta nelegiuită a celui care, știind legea, a călcat legea cu voia sa, atunci când putea să nu o calce. Știind să facă binele și putând să-l facă, a ales cu voia și cu știința lui să nu facă bine. Chiar dacă n-a făcut în locul acestui bine un rău văzut, el totuși a săvârșit o călcare de lege. Fiindcă nu este om care să n-aibă atât în lăuntrul lui cât și în afara sa o lege a binelui, o lege a omeniei, care îl obligă față de semenul lui și față de Dumnezeul său. Dacă ascultă, omul e bun. Dacă nu ascultă, e un om rău. De orice lege ar fi un credincios, el este obligat chiar de această lege a lui să facă binele semenilor săi. De aceea, oricine își caută numai folosul său, este un călcător de lege și păcatul lui este cu atât mai mare cu cât legea sa era mai lăudată, mai clară și mai pretențioasă în privința înfăptuirii binelui, asupra căruia este învățat fiecare om să-l facă. Creștinismul are cea mai hotărâtă și cea mai puternică lege în privința asta. Nu există cult creștin care să fie scutit de grelele datorii poruncite de legea dragostei de Dumnezeu și de legea dragostei de aproape. Și judecata cea înfricoșată de la sfârșit va fi potrivită tot cu dreptatea față de toți cei care au călcat poruncile acestei legi unice și veșnice, pe care însuși Dumnezeu a rânduit-o spre a înlocui și a completa toate legile sale de dinainte de ea. Cine a avut legea iubirii creștine, cine a cunoscut-o și a mărturisit-o, acela va fi judecat după ea. Și abia atunci va vedea fiecare om că mântuirea nu o va primi acel care nu mai a crezut și a predicat sau a făcut minuni sau lăudă roșie din Evanghelie, ci acela care a întors și obrazul celălalt când a fost pălmuit, acela care și-a lăsat și cămașa când i-a fost luată haina, acela care și-a săturat vrăjmașul flămând și și-a îmbrăcat de aproapele gol, acela care s-a smerit, care a iertat și a iubit, acela care în tăcere și în ascuns a unit o virtute cu alta, o binefacere cu alta, o ascultare cu alta. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor peri fără lege. Aceștia cred că sunt acei care n-au ținut seama de nicio lege, de nicio preliște, de nicio margine în făptuirea răului și a păcatului. Judecata va fi fără milă pentru ei, fiindcă nici ei n-au ținut seama de nicio milă față de semenii lor la vremea când ei judecau. Cum spune Iacov 2:13. Potrivit acelei judecăți cu care ei înșiși au judecat pe alții, aceștia vor avea parte de o veșnică pierzare de la fața lui Dumnezeu și de la tot ceea ce este frumos. Matei 7:1-2, 2 Tesaloniceni 1:8-10. Vă rog din toată inima, veniți să mai citim încă o dată aceste înfricoșate cuvinte ale lui Dumnezeu, ca să nu ne înșelăm singuri sau să ne lăsăm așa de ușor înșelați de alții cu privire la aceste lucruri, fiindcă mântuirea nu e un lucru care, dacă îl pierzi, îl mai poți afla iarăși, sau dacă îl dai, îl mai poți lua înapoi iar, ci dacă o pierzi odată, pierdută este pe vecii vecilor, o alta nu mai primești.